Dinu Lipati s-a născut în prag de primăvară, pe 19 martie 1917. În casa Lipati din strada Grigore Alexandrescu, numărul 17, copilul mult așteptat a apărut ca un purtător de pace și speranță, așa cum ne scrie profesorul Grigore Bărgăoanu, biograful muzicianului Dinu Lipati. Părinții își doriseră un băiat, așa că s-au gândit dinainte la nume și l-au botezat Constantin ca pe bunicul său. Astăzi, pe locul casei Dinu Lipati, se află Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu. Dinu Lipati a fost un copil minune și copiii minune au atras totdeauna și publicul, dar a atras și profesori și o lume din afara muzicii. Cu Dinu Lipati însă s-a petrecut un fenomen unic. Puștiu a început să cânte de foarte timpuriu. Mama lui spune că de la vârsta de 2 ani intona la pian anumite sunete. Tatăl lui Dinu Lipati spune că a avut auz absolut. Fără îndoială, aceasta este o realitate. Un om de talia lui Dinu Lipati, care a făcut într-adevăr atât de mult pentru compoziție, nu se putea dacă n-avea un auz absolut. Dragostea pentru muzică era în familia Lipati o adevărată tradiție. Părinții lui Dinu cântau de multe ori împreună, reușind să creeze în cadrul reuniunilor de familie o elevată ambianță artistică. Primii ani ai copilăriei, Dinu Lipati a petrecut în noua locuință din strada Povernei, numărul 23, o stradă șerpuitoare care forma cu alte străzi ca Visarion, Alexandriei, Pacienței, un adevărat labirint ce se vărsa în bulevardul Lascăr Catargiu, înconjurând masivul bloc Berceni din bulevard. Fără să vrem, în colăcirile acestor străzi ne amintesc schița lui Caragiale, Căldură mare, în care birjarul se rătăcea confundând străzile Pacienței și Sapienței. Casa Lipati din strada Povernei, numai parter, un hol central ce separă cele două camere din față, avea un aer tipic de provincie, ca de altfel majoritatea caselor de pe stradă. Ea se izola într-o mică curte și părea păzită cu strășnicie de un tei bătrân care acoperea aproape în întregime fațada dinspre trotuar. Ne povestește Grigore Bărgăoanu în cartea despre Dinu Lipati. Prima dată când taicăsu i-a cântat la vioară, a ascultat atent și concentrat, deși nu avea decât 6 luni. De asemenea, în fiecare după-amiază, arăta cu degetul spre fereastră pentru ca doica lui să-l ducă la geam, de unde putea asculta mai bine flajneta la care cânta un bătrânel. Mi-amintesc și acum, erau valsuri de Johann Strauss, iar Dinu îi arunca flajnetarului monedele pe care le pregătisem dinainte. În 1921, după ce deja susținuse primul concert la pian în public, Dinu Lipati a fost botezat religios. Tatăl său, Teodor Lipati, mare colecționar de viori, se împrietenise cu maestru George Enescu și a cerut acestuia să accepte să-i fie naș de botez lui Dinu.
la propriul său botez, Dinu Lipati încântă audiența și pe maestrul Enescu cu interpretarea sa la pian a unui menuet de Mozart. Avea doar 4 ani. De atunci a rămas celebră fotografia nașului George Enescu și a finului Dinu Lipati, în care maestrul, nașul, îi pune pe frunte finului Dinu o simbolică cunună de lauri. Iată ce scria Teodor Lipati, tatăl lui Dinu, pe acea fotografie. Astăzi, 12 iunie 1921, Dinu Lipati a primit, odată cu botezul religios și botezul artei, din partea nașului său, marele maestru George Enescu. Pentru copilul minune Dinu Lipati s-a pus o mare problemă. El nu vroia să mănânce și îi le dau părinții. Și la o vârstă foarte timpurie scrie Hora Iaurtului. După cum auzea în bucătărie la el gălăgie mare, face o lucrare în care o intitulează pur și simplu O ceartă în bucătărie. Aceste două compoziții au fost momentele în care Teodor Lipati a văzut că ăsta micu are talent la compoziție. Și atunci ce credeți că a făcut? Toate lucrările lui Dinu, el ne știe nici note muzicale, nu știa nici să citească, l-a chemat pe profesorul și pe pianistul Iosif Pașil ca să îi transcrie toate compozițiile lui Dinu. Toată colecția aceasta transcrisă de Iosif Pașil este făcută la vârsta de 5 ani, când într-adevăr Lipati arăta un talent componistic ieșit din comun. Vreau să spun că unul din prietenii foarte apropiați al lui Dinu Lipati, Cornel Gheorghiu, care se găsea în familia lui Dinu Lipati, începuse la fel. Avea un talent componistic excepțional și în același timp începuse să și compună. Acești doi copii care cântau la pian, care compuneau înainte de a fi sigur ca să poată să-și noteze compozițiile, erau două fenomene cu totul remarcabile. Maestrul Cornelu Gheorghiu, marele pianist român care trăiește de mult timp în Belgia, ne-a mărturisit despre prietenia sa cu Dinu Lipati. Amintiri tulburătoare, frumoase, de neuitat. La domnișoara Muzicescu, profesoara noastră comună, acasă la ea, m-am întâlnit cu Dinu Lipati într-o zi. El tocmai îi cântase ei și urma să-i cânt eu. Și domnișoara îi spune așa, pe românește, diminutivele se pot construi foarte frumos. Și zice, Lipățel, cântă-i un scărlățel pentru sufletelul lui. Scarlați în diminutiv, scărlățel, Lipățel, cântă-i un scărlățel pentru sufletelul lui.
al meu. Și Lipate s-a așezat la piar și cu virtuositatea lui scânteitoare ne-a cântat un Scarlate năucitor, ebluisant, care ne ia mințile, ne ia privirile și ne-a plăcut enorm totdeauna. Pianistul Dinu Lipati a trăit în această casă între anii 1930 și 1943. După cum scrie profesorul Bărgăoanu în biografia lui Dinu Lipati, acest imobil ar putea deveni casa memorială Dinu Lipati de aici, din București. Casa familiei Lipati se află pe bulevardul Lascăr Catargiu la numărul 12 și este opera arhitectului Petre Antonescu. Construită în anul 1902, casa este înscrisă pe lista monumentelor municipiului București, a multe alte case din această zonă. Este puțin diferit față de ce ne-a obișnuit Petre Antonescu, având în vedere că stilul predilect al arhitectului este cel neoromânesc. Aici au abordat un stil cu elemente Art Nouveau. Deci putem discuta despre o casă reprezentativă a micului Paris, așa cum era numit Bucureștiul la acea dată. Aici aveți fotografiile de la prima mea vizită la casa Lipati, la familia Lipati, când domnișoara Muzicescu ne-a dus pe bulevardul Lascăr Catargiu la numărul 12 și după ce am cântat lui Lipati și el mi-a cântat mie ceva, tot așa de mare virtuozitate, ne-am fotografiat și noi doi, și cu profesoara noastră, și împrejurul mesei, Lipati fotografia foarte bine și cu mare plăcere. V-aș ruga să reveniți la prima fotografie și să vă uitați la mâna lui așa de mare cum nu am mai văzut, poate la Sviatoslav Richter. Și în comparație cu mâinile mele, care sunt niște mâini, bine, de copil de 12 ani. Dinu studiază pianul, solfegiul și armonia. După 3 ani, având deja nivelul cerut la Conservatorul din București, Academia de Muzică și Artă Dramatică, este admis în clasa renumitei profesoare Florica Musicescu. Continuă lecțiile cu maestrul Jora, abordând de data aceasta și compoziția. Ne aflăm pe bulevardul Știrbei Vodă, undeva aproape de centrul Bucureștiului, unde la numărul 31 a funcționat în perioada interbelică Conservatorul, locul în care Dinu Lipati a studiat. Ne îndreptăm acum spre sediul actual al Conservatorului, de fapt Universitatea Națională de Muzică, unde ne vom întâlni cu doamna Oana Rădulescu-Velcovici, profesor și pianist. În ce perioadă a studiat Dinu Lipati la Conservatorul din București? Dinu Lipati a intrat la Conservatorul din București la vârsta de 11 ani, după ce studiase cu maestrul Mihail Jora în particular vreo 3 ani și cu părinții săi, care erau muzicieni amatori, mult mai devreme, începând din jurul vârstei de 4 ani. Tatăl său era violonist amator, mama sa era pianistă amatoare. În 1928 a intrat la clasa de pian a eminentei profesoare, vestită de atunci Florica Muzicescu. A studiat aici, în conservator, timp de 4 ani, după care a absolvit în mod strălucit cursurile conservatorului la vârsta de 15 ani.
A avut primele concerte cu orchestra. Ca student a cântat întâi concertul Mi minor de Chopin cu orchestra Conservatorului la Ateneu și pe urmă a debutat sub bagheta lui Alfred Alessandrescu cu orchestra Filarmonicii, cântând concertul în Mi bemol major de Liszt. Document, Ministerul Instrucțiunii Publice și al Cultelor, Academia Regală de Muzică și Artă Dramatică. Un proces verbal, despre ce e vorba? Este vorba despre acordarea premiului Paul Ciuntu lui Dinu Lipati. Este aici numele lui din acte, Lipati Constantin. Și scrie... Piesă de concurs, Beethoven... Andante favorit și lectura la prima vedere. Da. În unanimitate, comisia hotărăște decernarea premiului Dini Poenaru Căplescu domnului Bălan Teodor, da, absolventul clasei domnișoarei profesoare Constanța Erbicianu, iar decernarea premiului Paul Ciuntu domnului Lipati Constantin, absolventul clasei domnișoarei profesoare Florica Muzicescu. Și semnăturile. Aha. Președintele comisiei Ion Nona Otescu, membrii comisiunei Constanța Erbicianu, Aurelia Cionca, Muza Germani Ciomac, Florica Muzicescu. Mai avem aici un document cu semnătura lui Lipati. Da, este chiar semnătura lui Dinu Lipati pe chitanța pentru banii pe care i-a primit pentru premiul Ciuntu. Premiile erau în bani. Aha. Premiile erau în bani, uita, scrie. Suma de lei 3.000, reprezentând premiul Ciuntu din anul 1932. Bine, ăsta nu este scrisul lui Lipati, este o chitanță. Semnătura este a lui de atunci, din 1932. De unde aveți documentele? Din arhiva conservatorului. Sunt singurele documente pe care le-am găsit în arhivă cu privire la Dinu Lipati. Primul mare test al lui Dinu Lipati a fost pe 13 mai 1928 pe scena Ateneului Român în cadrul unui festival organizat de societatea Principele Mircea. A fost un adevărat succes. Iată ce scria presa la acea vreme. Astăzi, după 3 ani de studii serioase cu profesorul Mihail Jora, Dinu Lipati este un virtuos al pianului. Duminică ni s-a înfățișat atât ca pianist, interpretând admirabil Blumenstück de Schumann și Arăbeasca de Debussy, cât și ca compozitor cu două bucăți de balet, Vals d'une Fée și Danse burlesque. Apoi, ca final, Dinu Lipati ne-a făcut să ascultăm 4 compoziții ale sale. Omaj a Chopin, o măiestrită parafraza unui studiu de Chopin, Fantasie Caprice, admirabilă ca inspirație și factură, Imn a Saint-Sébastien și un vals țigan foarte bine caracterizat. Suntem în partea de clădire Radio România, în mod sigur cel mai apropiat istoric de momentul când Dinu Lipati vizita instituția. Ultima dată se întâmpla în 1943. Sigur că aproape nimic fizic nu s-a mai păstrat din acea construcție în care a funcționat din 1928 Radiodifuziunea Română la adresa Strada General Berclau, numărul 60. Însă moștenirea lui Lipati continuă să existe, pentru că radiodifuziunea a fost unul dintre locurile cele mai vizitate de el din țara noastră.
poate nu la fel de mult ca Ateneul Român, unde a cântat cu siguranță în mai multe ocazii, dar numele său a fost prezent în mai multe circumstanțe decât la Ateneul Român. Îl regăsim pe Dinu Lipati la radio ca solist, îl regăsim de asemenea ca dirijor, îl regăsim cântând în programe muzicale care erau altceva decât stagiunea muzicală radio și, bineînțeles, îi regăsim numele pe afiș și în calitate de compozitor. În spatele meu este locul primului sediu Radio România și al primului studio unde a cântat Lipati ca solist la radio în 1933. Anul 1933 îi aduce încă o victorie tânărului pianist Dinu Lipati prin câștigarea locului al doilea la concursul internațional de pian de la Viena. Juriul era format din mari muzicieni ai vremii. În 10 februarie 1933, Dinu Lipati cântă pentru prima dată cu Orchestra Filarmonicii din București, aici, pe scena Ateneului Român, sub bagheta dirijorului Alfred Alessandrescu, concertul în mi bemol major de Liszt. Iată ce scria muzicologul George Breazul. Lipati, care ca vârstă abia este pragul maturității, pare destul de dăruit nu numai ca tehnica mecanică a mâinilor, dar și cu spirit, cu înțelegere și voință de interpretare. Multa și intensa poezie în execuția dată concertului de Liszt, dar și bărbăteasca vigoare, sunt daruri care vor genera, în aceeași susținută seriozitate de cunoaștere și interpretare, și vor forma, vor realiza virtuozul pe care îl întrevedem în Dinu Lipati. În martie 1933, Dinu Lipati este invitat să înlocuiască intempestiv un pianist polonez ce urma să cânte pe scena Ateneului Român împreună cu Orchestra Filarmonicii concertul în mi minor al lui Chopin. Dinu acceptă și va fi acompaniat de marele dirijor George Georgescu, cu care ulterior va colabora serios atât pe scenele țării cât și în străinătate. Într-o dimineață de august, după o minunată călătorie trecând prin Ungaria, Austria, Elveția, trio Lipati, doamna Ana Lipati împreună cu cei doi fii ai săi, Dinu și Valentin, descind din Arlberg Express la Paris, orașul mult visat. Aveam 12 ani când l-am cunoscut pe Lipati și el avea 19 și era deja favoritul Parisului. Orto l-a primit la clasa lui de perfecționare și Lipati a cântat iarăși ceva neucitor de bine, de repede, de frumos, un studiu transcendental de Liszt, mare piesă de virtuozitate.
și Corto a zis, aveți ceva de obiectat, erau toți pianiști la perfecționare la el și i-au tăcut toți, eu n-am nimic de spus, este perfect. Marele critic Bernard Gavotti a scris în Le Monde Musical, acest debutant din categoria lui Horowitz. Ori Horowitz era specializat cu scânteierile lui din Scarlate. Dintr-o dată s-a făcut apropierea. Suntem încântați că ni s-a realizat visul mult dorit, scria Dinu Lipati din Paris profesoarei sale Florica Musicescu. Și sperăm că odată cu sosirea toamnei vom putea desfășura și noi o activitate intensă. Actualmente suntem stabiliți la Samoa, o localitate superbă în apropiere de Fontainebleau, care pe lângă un aer minunat, mai are și o liniște absolută. Suntem în pensiune la un hotel mare, unde nu ne lipsește nimic, nici chiar pianul. Avem înaintea noastră un an întreg de lucru serios, încât această vacanță este cum nu se poate mai binevenită. Hotelul nostru este plasat sus pe deal, iar jos curge Sena. Priveliștea este minunată și sper că aici voi putea compune în voie ca la moșie. Elogiile excepționale pe care le primea adolescentul Lipati reprezentau, însă, în același timp, un elogiu adus pedagogiei muzicale românești, după ce, pe plan componistic și interpretativ, România se remarcase deja cu artiști de prestigiu în frunte cu George Enescu. Profesorul francez care va avea cea mai mare influență asupra lui Lipati va fi Nadia Boulanger. După dispariția lui Duca, ea va fi cea care va declanșa tot potențialul său afectiv și artistic, care îl va plasa rapid printre cei mai mari artiști ai vremii. Este foarte emoționant de știut că, deși el avea o ușurință extraordinară, se și plânge în anumite scrisori profesoarei. Zice, partea proastă este că eu învăț prea repede. Da. Și o ușurință tehnică nativă și lucrată. Și ceea ce este important este de remarcat că, deși putea, de exemplu, să descifreze la prima vedere orice lucrare, oricât de dificilă pentru pian, fără greșeală, el nu accepta să o cânte decât după ce își termina studiul lui profund. Asta era cartea de vizită a jocului lui pianistic și mai ales al sfințeniei lui, pentru că este o piesă religioasă. Este făcută din figurația orgii și din cântarea poporului. Ați observat că este o melodie. Făcută numai pe câteva note, pentru ca poporul să poată cânta, care nu e muzician și n-are voce de cântăreț. Este text din Evanghelia Sfântului Matei. Iezus blaibet, meine
Freud, Jésus que ma joie demeure. Iisus dorește bucuria omului, în esență. Și Lipati și-a marcat fiecare notă cu fiecare deget care să-l ia. Mâinile lui mari, splendide, mâini cu degete fine, pluteau pe suprafața tușelor ca niște lebede albe. Era o plăcere să-i vezi mâinile lui navigând pe oceanul clapelor. Foarte frumos! Ajungem acum și la cea mai palpabilă parte a moșteniei lui Lipati în relația cu Radio România, înregistrările pe care le-a realizat începând din 1941 în două rânduri. În 1941, 6 miniaturi, 6 lucrări solo care nu depășesc durata de 13 minute. O sonată de Domenico Scarlatti, coralul din cantata 147 de Bach, un studiu simfonic de Robert Schumann, dansul piticilor de Liszt și un al doilea episod, în 1943, două sonate de George Enescu, sonata a doua și sonata a treia, știut fiind faptul că Dinu Lipati era partenerul preferat de muzică de cameră a lui George Enescu. Înregistrările sunt foarte speciale din ce punct de vedere? Sigur că pentru mulți iubitori de muzică obișnuiți cu standardele digitale, prezența păcăniturilor, de exemplu, nu constituie deloc un factor de atracție. Aceste înregistrări sunt însă speciale prin contextul în care au apărut. Trebuie știut faptul că în 1941 aceste înregistrări pe disc tare sau disc de decelit erau în avangarda tehnologică. Radiodifuziunea era singura instituție care deținea tehnologia de realizare a acestor înregistrări. Și de ce sunt speciale? Pentru că ele nu suportau editări ulterioare. Practic, înregistrarea se făcea prin tehnică analogică și ceea ce cânta un interpret la un moment dat era imprimat cu fidelitate pe discul respectiv. Deci, din acest punct de vedere, înregistrările sunt cu adevărat extrem de valoroase. Din păcate, formatul original, discul de decelit, nu s-a păstrat. Eu personal încerc de 7 ani să dau de urma acestor obiecte care au fost valorificate ulterior, prin anii 70, cel mai probabil, pe banda magnetică și există în momentul de față mărturile fructificate și pe compact disc, dar și în fonoteca Radio România, iar acesta este unul dintre exemple. Suntem în județul Argeș, satul Ciolcești, unde se află casa memorială Dinu Lipati. Construcția acestei vile în stil neoromânesc a început în vara anului 1943, la dorința muzicianului, asta înainte ca el să părăsească țara definitiv.
Aici, în noua casă de la Fundățeanca, Lipati și-a dorit, după câte știm, un studio, parcă nu? Studio muzical, da. Lipati a dorit să-și construiască această casă ca loc de refugiu, de studiu, de creație și casa a gândit-o în jurul acestui studio muzical, în care dorea să studieze și să-și cheme prietenii instrumentiști, compozitori, să cânte, să dea concerte eventual. Aici și în ziua de astăzi au loc din când în când concerte. Casa a fost gândită de Dinu Lipati și proiectul l-a realizat arhitectul Corneliu Rădulescu după intențiile lui Dinu Lipati. Știu că a purtat chiar o corespondență unde era plecat. Da. În arhiva familiei noastre se păstrează această scrisoare ca odor neprețuit. Da. Interesant. Studioul a ieșit, dar... Nu a apucat să-l... Da, din păcate el nu a apucat să o vadă casa terminată și nici să cânte vreodată aici. Din păcate. Puțin știu că Dinu Lipati, muzicianul, era pasionat și de fotografie și că și-a dorit un studio foto pe care am înțeles că l-a și realizat. Da, este adevărat. Era foarte pasionat de arta fotografică. Îi plăcea să facă fotografii și aici la Fundățeanca, îl vedem acolo în șaretă, aici pe bancă. Punea aparatul pe trepied și există și o fotografie foarte frumoasă în care apare Florica Muzicescu între cei doi elevi ai dânsei, Dinu Lipati și Corneliu Gheorghiu. Fotografia este făcută de Dinu Lipati. Iubire, Dinu și mama, fratele meu Valentin, tandrețe, Valentin și mama, mama și Valentin, Valentin la mare... Foarte multe, pianista Madeleine Lipati, soția, așa, foarte multe cu Valentin, Valentin Lipati, fratele lui. Ambasadorul, omul de cultură, care a contribuit și a donat mare parte din colecția de față de la Casa Memorială Lipati. Așa este. Fără ajutorul lui, cred că nu se putea finaliza muzeul. În 1939, după 5 ani petrecuți la Paris, Lipati se întoarce în România. Obținuse licența de concert și la sfârșitul studiilor de perfecționare, profesorii săi îi deveniseră colegi și distinși prieteni. În țară, artistul român începe să se afirme cu pregnanță în viața muzicală. Participă la câteva turnee cu Filarmonica din București și o prestigioasă colaborare artistică îl apropie mai mult de nașul său George Enescu. Compozițiile de maturitate ale lui Lipati se remarcă tot mai mult. Printre altele, originalul Concert pentru pian și orgă, Fantezia pentru pian,
sonatina pentru mâna stângă sau dansurile românești pentru două piane sunt mult apreciate. În septembrie 1943, Dinu Lipati va începe un mare turneu european. Destinațiile: Viena, Stockholm, Helsinki. O adevărată aventură acest tur de forță, având în vedere condițiile grele ale războiului. În această perioadă, Dinu Lipati va concerta alături de colaboratoarea sa, Madeleine Cantacuzino, pianista care ulterior îi va deveni soție. La 4 noiembrie, Dinu Lipati scria de la Versoa lui Mihail Jora: iubite maestre, astăzi împlinesc 2 luni de vagabondaj artistic. Am cântat în Suedia, Finlanda, la Viena, iar acum, după un prim turneu în Elveția, am fost din nou angajat pentru o serie de alte 5 concerte la Berna, Zürich și Geneva. În octombrie 1943, tânărul cuplu Madeleine și Dinu Lipati decide să se stabilească la Geneva. Dificultățile nu lipsesc, dar primirea este extrem de călduroasă. Un grup de prieteni sinceri și familiile lor îl înconjoară cu simpatie și admirație, ajutându-i în momentele grele. Frank Martin, Igor Markevici, Nikita Magalov, Paul Sachet, la care se adaugă alți numeroși artiști elvețieni sau străini. Puțin timp după primele concerte la Geneva, Henri Gagnebin, directorul conservatorului, îi propune tânărului pianist un post de profesor.